Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Mitică Popescu a murit. Actorul avea 86 de ani. Mitică Popescu s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani, recent împliniți. În data de 20 decembrie s-a aflat că marele actor a fost internat la Spitalul de Urgență Floreasca, în secția cardiologie. Recent a apărut o nouă informație potrivit căreia. Artistul era internat la spitalul Elias din Capitală în momentul în care a murit, iar purtătorul de cuvânt al spitalului Elias din Capitală, medicul Silvius Negoiță, a confirmat. Actorul mitică Popescu a murit. Legendarul actor a fost dus la spital la doar două săptămâni după ce a împlinit vârsta de 86 de ani, în data de 2 decembrie. Se pare că acesta era internat în spital Elias din data de 29 decembrie. Reprezentanții spitalului Elias din capitală au confirmat prezența actorului în spital și decesul acestuia. Tot ei au dezvăluit că acesta avea probleme cardiace severe și multiple comorbidități. Inițial, actorul a fost internat la spitalul Floreasca, după ce a suferit un AVC, iar la finalul lunii decembrie a fost internat la Elias pentru recuperare. Viața și cariera marelui actor. Mitică Popescu a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale din București în 1967. Cu toate acestea, mare parte din cariera a jucat pe scena Teatrului Mic, dar și pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara, dar și la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. În cinematografie, Mitică Popescu este celebru pentru rolul lui Cocoșilă din filmul Moromții, de Steregulea, în care a jucat alături de Victor Rebenjuc și Luminița Gorghiu. Roluri memorabile a avut și în filmul Vânătoarea de vulpi, regia Mircea Daneliuc, 1980, ecranizarea romanului Niște țărani, de Dinu Săraru. Totodată a apărut și în producții precum Stejar, Extremă Urgență, regia Dinu Cocea, 1973, Mere Roșii, regia Alexandru Tatos, 1976, de Cetra Clopotele, mitică. Regia Lucian Pintilie, 1981, Înghițitorul de săbii, regia Alexa Visarion, 1981. Glisando, regia Mircea Daneliuc, 1985. Căsătorie cu repetiție. Regia Virgil Calotescu, 1985. Secretul armei secrete, regia Alexandru Tatos, 1988. Cel mai iubit dintre pământeni, regia Șerban Marinescu, 1993, dulcea sauna a morții, regia Andrei Blaier, 2003, păcală se întoarce, regia Geosaizescu, 2006, ticăloșii, regia Șerban Marinescu, 2007, sau umilință, regia. Cătălina Apostol, 2011 pe lângă cariera în teatru și film, marele actor a fost îndrăgit de români și pentru emisiunea lui, Dale lui Mitică, una dintre cele mai longevive producții TVR, difuzată din 1999 la postul TVR2.